Stimați frați și prieteni creștini, vă salut cu bucurie. Oamenii din toate timpurile au avut înclinația, conștientă sau inconștientă, să se închine lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ cu aproximativ 2000 de ani în urmă, a spus între 25 și 50 de pilde, depinde ce este numită pildă sau metaforă, și în pildele acestea el a încercat să explice oamenilor, printr-o întâmplare imaginară, adevăruri duhovnicești care erau prea adânci pentru a fi explicate rațional. În felul acesta, Mântuitorul a ajuns să spună pilda vameșului și fariseului. Pilda celor doi închinători care vin la templu să se închine ne învață că aceștia se împart în cel puțin două categorii. Sunt oamenii de succes, oamenii mulțumiți de ei înșiși, oamenii meritoși, care ajung la o stare de superioritate spirituală, și oamenii modești, nemulțumiți de ei, nemulțumiți de viața lor spirituală. Care este motivul pentru care Mântuitorul Hristos a spus această pildă? Pilda vameșului și fariseului are o motivație principală și una secundară, una directă și alta indirectă. Motivația principală este explicată în mod direct de însuși Domnul atunci când spune: am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, disprețuind pe ceilalți. Aceasta este motivația principală și directă, remarcată în mod concret de Domnul Iisus Hristos. Motivația secundară se subînțelege din citirea contextului pildei. Fariseii îl întreabă pe Domnul Iisus: când va veni împărăția ta? Drept răspuns, Mântuitorul le explică cum ar trebui să fie oamenii când va veni El. Ucenicii îl întreabă unde se vor petrece evenimentele sfârșitului. Drept răspuns, el le explică că ei trebuie să se roage atunci când va veni sfârșitul, explicându-le asta în două pilde. Pilda judecătorului nedrept, trebuie să se roage, insistența pe rugăciune, și pilda vameșului și a fariseului, cum să se roage. Iată dar cantitatea rugăciunii: pilda judecătorului nedrept, trebuie să se roage cât mai mult, și pilda vameșului și a fariseului, calitatea rugăciunii. Ce fel de om este omul care se roagă și care este atitudinea lui față de el însuși și față de Dumnezeu? Care sunt elementele pildei? Pilda este relativ simplă, este ușoară, este scurtă. Primul element al pildei este fariseul. Este primul închinător care vine la templu să se roage. Oamenii merg la templu să se roage. În vremea aceea la templu, astăzi la biserică. În istoria poporului evreu, fariseii apar sub acest nume cu puțin timp înainte de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Motivația apariției lor pe scena istoriei este explicată de reacția lor la presiunea elenizării sub dominația grecească. Scopul urmărit de farisei era acela de a păstra integritatea religioasă evreiască a poporului lor, pentru că influența grecească, influența elenizării era tot mai mare în vremea aceea. Cuvântul fariseu înseamnă separat, arătând în felul acesta tocmai tendința lor de a rămâne autentici, separați de toți cei care se lăsau schimbați și influențați de moda grecească. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, acest grup religios, credincios, număra între 5 și 10.000 de oameni și era cea mai influentă grupare religioasă. Îmbrăcămintea lor era caracteristică și puteau fi recunoscuți de departe. Spre exemplu, hainele lor erau lungi, iar în partea de jos aveau ciucuri. Pe hainele lor erau cusute, erau prinse niște fâșii de pergament, un fel de banderole pe care erau scrise fragmente din lege, și ei le purtau ori într-o mică cutie pe care o aveau la ei, ori pe frunte, ori pe braț, însă intenția lor era să afișeze cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte să spună ce zice Domnul, și asta ca o reacție de împotrivire la tendința de elenizare a grecilor. Cu timpul, fariseii au alunecat în idealurile lor și Domnul Iisus Hristos a văzut exagerarea lor, spiritul lor fariseic și i-a mustrat spunându-le: vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din izmă, din chimen, din mărar, însă voi care sunteți așa de scrupuloși cu aceste lucruri, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, respectiv dreptatea, mila și credincioșia. Și Hristos conclude: pe acestea, dreptatea, mila și credincioșia, să le faceți mai întâi și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, adică a da zeciuială din mărar, din ismă și din chimen. Care erau aceste atitudini fariseice? Cum se manifesta fariseismul sau ipocrizia fariseilor? Scriptura vorbește despre foarte multe caracteristici negative pe care Mântuitorul, în întâlnirile, în argumentațiile pe care le-a avut cu ei, le-a remarcat. Una dintre ele, ura. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cu irodianii cum să-l piardă. Niște oameni credincioși nu se gândesc niciodată să omoare pe cineva. Spiritul de judecată. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iată, dar tot timpul se uita după lucruri pe care să le conteste. Suspiciune. Atunci ucenicii lui Ioan au venit și i-au zis: de ce noi și fariseii postim, dar ucenicii tăi nu postesc deloc? Hula. Dar fariseii au răspuns: cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iată dar că ei îl acuzau pe Mântuitorul Iisus Hristos că face minunile pe care le făcea cu ajutorul satanei. Crimă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare pe Iisus. Imaturitate. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis: știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit de la tine? Oameni foarte sensibili, oameni de catifea, oricum ai fi vorbit, ei se potigneau, se supărau, o luau personal. Nu puteai să vorbești cu ei pentru că erau ca niște copii. Vicleni. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-l ispitească și i-au cerut să le arate un semn din cer. Și lista poate continua până la cel puțin 20-30 de astfel de caracteristici negative. Sigur, nu vreau să spun că fariseii aveau doar defecte și nici măcar nu vreau să spun că toți fariseii erau ipocriți și se regăseau în aceste aspecte negative ale comportamentului lui. Al doilea element pe care îl găsim în pildă, al doilea component, este vameșul. El e al doilea închinător care se roagă alături de fariseul la templu. În Biblie, vameșii sunt simbolul oamenilor păcătoși. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vă mai așteaptă? Nu fac așa și vameșii? Pe când ședeau la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și de păcătoși. Iată dar asocierea dintre vameși și păcătoși. În al treilea rând, aș vrea să surprindem puțin explicația pildei. Mai întâi, rugăciunea fariseului demască mândria lui spirituală și lipsa lui de spiritualitate. Observați că fariseul este stăpân pe sine datorită meritelor personale. Uitați-vă la el cum se roagă și o să vedeți în el imaginea omului mândru, arogant, plin de sine. Stă în picioare și face următoarea afirmație: eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu sunt special, cu alte cuvinte. Eu sunt o excepție. Eu nu sunt hrăpăresc ca ceilalți, nu sunt nedrept ca ceilalți, nu sunt prea curvar ca ceilalți și nu sunt măcar nici ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, eu dau zeciuială din toate veniturile. Asta este rugăciunea lui. A venit să-și afișeze în fața lui Dumnezeu meritele, stând țapăn în fața Domnului, în picioare, ca o persoană care are suficiente merite să fie vrednic de a sta în fața Creatorului în picioare în timp ce se închină. Fariseul, de cealaltă parte, are o rugăciune de prezentare a meritelor sale. Pe lângă faptul că este stăpân pe sine datorită meritelor, rugăciunea lui este o rugăciune de prezentare a meritelor sale. Fariseul nu cere nimic ca un semn că el nu are nevoie de Dumnezeu. Este grav în viața fariseului că nu mai are nicio lipsă, este atotsuficient. Nicio nevoie pe care să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune mesajul cuvântului lui Dumnezeu în Apocalipsa 3:16. S-a îmbogățit și nu duce lipsă de nimic. Viața oamenilor este plină de nevoi. Este doar o părere că noi înșine ne suntem suficienți. Care este atitudinea și rugăciunea vameșului? Pentru că atitudinea și rugăciunea lui demască păcatul, dar și pocăința lui. În primul rând, umilința vameșului se vede din locul unde s-a așezat. Uitați cum remarcă Biblia poziția lui. A stat departe. Omul acesta nu se socotea vrednic să vină prea aproape. El s-a simțit un om vinovat, un om păcătos. Tocmai asta este definiția pocăinței. Apoi, pocăința vameșului se vede din părerea sa despre sine. El spune, sunt păcătos. Vameșul se vede fără merite. Ai milă de mine, și se bătea cu pumnul în piept. Iată dar atitudinea omului care își recunoaște vinovăția, limitele, omul care cere mila lui Dumnezeu de care simte că are nevoie. În al patrulea rând, aș vrea să observăm care este aplicația pildei. Dacă toate aceste trei au vorbit despre context, despre explicație, aș vrea să facem acum o aplicație care, evident, înseamnă în ce fel putem noi să aplicăm la noi mesajul acesta de acum 2000 de ani. Mântuitorul conclude spunând: fariseul a plecat acasă neiertat din cauza aroganței cu care s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Observați că oamenii mândri nu au acces înaintea lui Dumnezeu. Mândria este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Mândria are scopul să îl ridice pe om, să-l umfle, să îi dea aparență de superioritate. Ori acesta a fost păcatul lui Lucifer. A vrut să fie asemenea lui Dumnezeu, nu s-a mulțumit cu starea lui. O să citesc unul sau două versete din Biblie care ilustrează acest adevăr dureros. Dar când Ozia a ajuns puternic, Ozia a fost un împărat din Vechiul Testament, un împărat evreu. Dar când Ozia a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Observați că Biblia remarcă această realitate pe care noi o vedem în tendința inimii noastre și în tendința inimii altora. Întotdeauna oamenii când au mult, este greu să gestioneze multul acesta. De pildă, oamenii inteligenți, oamenii bogați, oamenii frumoși, oamenii puternici. E greu să gestionezi puterea, frumusețea, bogăția, autoritatea. De ce? Pentru că având lucrul ăsta ți se pare că îl meriți și se pare că ești diferit, superior celorlalți oameni. Așa s-a întâmplat cu omul acesta. El se întâlnește cu vameșul în templu și pur și simplu pe sine se vede superior vameșului. Și atunci începe să spună, eu nu-s ca prăpăditul ăsta de vameș. Eu sunt un om serios, eu fac, eu dreg. Încă un exemplu din Biblie, tot din Vechiul Testament, din 2 Cronici sunt ambele exemple, 2 Cronici 26 și respectiv 32. Mulți au adus Domnului daruri în Ierusalim și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul Iuda, care de atunci încolo s-a înălțat. Observați care este efectul aprecierii vecinilor lui. Vin oameni de peste tot să-l aprecieze, dar de ce îl aprecia? Îl aprecia că Dumnezeu i-a mai dat 15 ani de viață după ce a fost bolnav și era gata să moară. Și au venit oamenii să-i spună, te felicităm, ne bucurăm pentru tine că nu ai murit, că uite, te-ai făcut sănătos și poți să-ți continui viața. Și observați ce se întâmplă cu omul ăsta. A început să se fudulească, să se mândrească. Expresia lui Cornilescu este s-a înălțat. Dumnezeu îl vindecă și el se înalță. Câtă neomenie! Câtă obrăznicie și cât tupeu, câtă nedreptate. Îi face Dumnezeu un bine și îi mai dă viață, în loc să-l coboare în țărâna pământului, îi dă viață să se mai bucure de existență și de familie, și când vecinii vin să-l felicite pentru că s-a vindecat, el se înalță, se fudulește și se vede deștept. Probabil s-a gândit, păi Dumnezeu m-a vindecat pentru că am meritat, nu? Că altfel nu m-a vindecat. Noi încercăm să asociem bolile și necazurile din viețile oamenilor cu lipsa lor de merit înaintea lui Dumnezeu. Iar vindecarea și absența bolilor sau oricărei nenorociri o asociem cu merite. De-aia nu se atinge Dumnezeu de el, că el este sfânt. Păi dacă Dumnezeu ar trebui să-i pedepsească pe toți oamenii pentru păcatele lor, înseamnă că n-ar mai exista nici măcar un singur om care să fie sănătos. Pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, remarcă Biblia. Apoi, în al doilea rând, vameșul pleacă acasă iertat pentru că s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Observați cât de concretă este Biblia atunci când face aceste afirmații care sunt așa de directe pentru noi. Fariseul a plecat acasă neiertat datorită aroganței, iar vameșul a plecat acasă iertat datorită umilinței, modestiei sale, datorită smereniei sale. O să citesc de asemenea câteva versete din Biblie. Toate trei din Vechiul Testament. Mai întâi, unul din 1 Împărați, capitolul 21. Dumnezeu face această afirmație. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Ahab, un alt împărat evreu. Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu-i voi mai aduce nenorocire în timpul vieții lui. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu gândește în termenii ăștia? Asta se numește efectul pocăinței din viața lui Ahab. Pentru că Ahab s-a smerit, pentru că și-a recunoscut vinovăția, pentru că nu s-a mai ascuns negând că este vinovat, pentru că nu a dat vina pe fratele său sau pe vecinul lui că nu el, ci celălalt a făcut, ci pentru că s-a smerit, eu îl iert. Nu e așa că și noi ne iertăm copiii când recunosc că au făcut ceea ce noi bănuim că ei au făcut? Un alt verset. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus eu, ce am de gând să fac. Pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns. Eu am văzut și am auzit și te voi ierta. Te-ai gândit vreodată să ai atitudinea aceasta pentru ca să primești iertarea lui Dumnezeu? Ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată să o primești în maniera aceasta, să-ți recunoști vinovăția? Da, Doamne, sunt vinovat. Asta este definiția pocăinței, dragul meu. De ce râdem noi de oamenii care se pocăiesc? Pentru că este cea mai înaltă ținută de demnitate, manifestare de demnitate pe care o poate avea un copil în fața tatălui. Da, tati, eu sunt vinovat, iartă-mă. Și de asemenea, cea mai înaltă manifestare de demnitate umană pe care o poate avea un adult în fața lui Dumnezeu. Da, Doamne, este adevărat, eu am păcătuit, te rog, dacă vrei, iartă-mă. Un ultim verset biblic. Și dacă a văzut Domnul că s-a smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: s-au smerit, nu-i mai nimicesc. Nu voi zăbovi, adică nu voi întârzia să le vin în ajutor. Și mânia mea nu va mai fi asupra lor. Extraordinar! Ce bun este Dumnezeu, ca o mamă. Exact ca o mamă. Dumnezeu se schimbă doar atunci când omul își recunoaște vinovăția, doar atunci când nu se mai semețește și nu se mai laudă și nu se mai dă mare și nu se mai vede arogant și superior altora. Dumnezeu apreciază umilința, apreciază smerenia, apreciază echilibrul omului și când se așează el la locul lui și nu mai crede că e el nu știu cine. În concluzie, stimați prieteni, aș vrea să spun următoarele lucruri. Faptele bune ale unui om cu o motivație greșită devin un păcat înaintea lui Dumnezeu. Interesant. Faptele bune pe care un om le face cu o motivație greșită devin păcat înaintea lui Dumnezeu. Fariseul, când a mers la templu și s-a rugat, el avea dreptate în ceea ce spunea când zicea: eu plătesc zeciuială, eu nu sunt curvar. El avea dreptate, așa era. Dar toate aceste lucruri el le folosea să înjosească pe altcineva și să pară meritos în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu nu există om meritos. Dacă Dumnezeu ne iartă, ne iartă datorită harului său și datorită faptului că noi ne recunoaștem vinovăția și pocăindu-ne, adică recunoscându-ne limitele și vinovăția, cerem mila și iertarea lui Dumnezeu. Faptele bune ale unui om atribuite lui și nu lui Dumnezeu devin un păcat înaintea lui Dumnezeu. Observați că fariseul merge la templu și e adevărat că el remarcă faptele bune pe care le făcea, dar în loc să spună Dumnezeu m-a ajutat să fac asta, el zice eu sunt grozav, de aceea am reușit. Uitați aroganța omenească unde îi conduce pe oameni. Atitudinea de mândrie, de înălțare și de dispreț ale unui om elimină orice bun care există în viața lui. Nu înseamnă că oamenii disprețuitori, mândri și aroganți nu au fapte bune. Uneori ei sunt oameni cu foarte multe performanțe morale, etice în viața lor. Dar tocmai această aroganță, tocmai această pretenție de a trage asupra lui meritele, tocmai asta îl face un om vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și în încheiere, smerirea și pocăința sinceră atrag iertarea lui Dumnezeu, chiar dacă păcatele celui care se smerește și își recunoaște vinovăția au fost multe și au fost mari. Dumnezeu nu iartă păcatele ușoare sau mici sau puține. Dumnezeu iartă păcatele de care un om se recunoaște, adică se pocăiește. Poate să existe un om foarte vinovat. Hristos ajunge să spună: vameșii, curvele și păcătoșii vor intra înaintea voastră în împărăția cerurilor. Cum vine asta? Cum vine asta, Doamne? Tu dai exemple bizare. Iei categoriile de oameni cei mai păcătoși, cu păcatele cele mai oribile, și spui că ăștia vor intra înaintea noastră în împărăția lui Dumnezeu? Da, dar explică-ne cum, Doamne. Și Dumnezeu spune: am să vă explic. Toată viața ați fost niște oameni de treabă, dar plini de mândrie că sunteți de treabă. Tot timpul v-ați dat mare cu faptul că sunteți de treabă. Tot timpul ați trecut drept niște extratereștri, niște sfântoci, niște persoane speciale. Tot timpul i-ați privit cu dispreț pe alții. Și n-ați vrut să vă închinați lui Dumnezeu, că voi sunteți grozavi, voi sunteți super sfinți. Și oamenii ăștia care au trăit în păcat zeci de ani, la un moment dat le vine mintea la cap. Le este rușine de ce fac, se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc și își schimbă viața. Vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Stimați prieteni, am rostit predica aceasta din Biblie în numele Domnului ca să pun în evidență felul de gândire a lui Dumnezeu și să spun că noi putem fi oameni cu fapte bune, dar dacă, în ciuda faptului că avem fapte bune, suntem oameni mândri, facem caz de meritele noastre, ne comparăm cu alții și mai ales atunci când comparația ne pune pe noi într-o poziție de superioritate, ne fac să fim disprețuitori și ironici, ne fac pe noi să ne umflăm de mândrie și de aroganță, atunci toate faptele bune pe care noi le avem nu au nici cea mai mică valoare înaintea lui Dumnezeu. Și s-ar putea să vină în fața Domnului un prăpădit de om care a trăit în păcat și de acolo de jos, cu fața în țărână, să spună: Doamne, n-am avut minte, ai milă de mine, acum îmi dau seama ce stricat de om sunt, îmi e rușine de alegerile mele și de faptele mele, te rog, iartă-mă. Și Dumnezeu să se uite la lacrimile lui și la regretul din sufletul lui care îl bântuie și să spună: du-te că ești iertat. Iar omul ăsta care face paradă de faptele lui bune să meargă în mijlocul iadului, pentru că a folosit în împărăția lui Dumnezeu ca să-și clădească un imperiu al aroganței și al mândriei, și pentru 2-3 fapte bune, 2-3 calități pe care le-a avut, s-a cocoțat în vârful elitei ipocriților, încercând să se prezinte un super om. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu amândoi și să ne gândim ce fel de oameni suntem noi. Nu este ideal să fim un fariseu, nu este ideal să fim nici un vameș. Nu este ideal să fim un om cu fapte bune, dar arogant, nu este ideal nici să fim niște oameni păcătoși. Este ideal să fim ce suntem, dar acum, așa cum suntem, păcătoși de ipocrizie sau păcătoși de păcat, să venim la Dumnezeu și să ne cerem iertare. Și primind iertarea lui Dumnezeu să nu ne lăudăm cu ea, pentru că nu este a noastră. Noi suntem iertați de Dumnezeu, nu suntem iertați de noi. Iar faptul că noi suntem iertați nu demonstrează că avem merite care îl obligă pe Dumnezeu să ne ierte, ci doar faptul că El apreciază că ne recunoaștem vinovăția, recunoaștem că avem nevoie de iertare și în harul Său El ne iartă. Aș vrea să abordăm această atitudine înțeleaptă pe care o au oamenii care trec prin viață și, convinși de stricăciunea inimii omenești, de păcatele ascunse dincolo de haina noastră, să cerem mila lui Dumnezeu de care avem atâta nevoie. Altfel, departe de El am stat în viața aceasta și departe de El vom sta și în veșnicie. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, suntem în fața Ta și suntem uimiți de dragostea și de bunătatea cu care Tu îi primești pe oamenii care vin la Tine, recunoscându-și vinovăția. Doamne, și noi vrem să recunoaștem limitele noastre, alunecările noastre, slăbiciunile noastre și faptul că de multe ori am încercat să fim doar religioși, adică o religie care s-a manifestat numai prin lucruri exterioare. Însă în inima noastră numai noi știm și de asemenea Tu ceea ce a fost. Iartă-ne, te rugăm frumos, pentru tendința noastră de a părea mai buni decât suntem, pentru felul în care am încercat să exploatăm părerile oamenilor despre noi prin aparențe pe care le-am meditat, le-am regizat. De asemenea, iartă-ne și pentru ce a fost rău în inima noastră, pentru că în urma înțelegerii cuvântului Tău, noi acceptăm faptul că Tu cunoști inima și gândurile noastre, sentimentele noastre și ne cerem iertare pentru toate, dar și puterea să trăim în această iertare, urmându-Te pe Tine și onorându-Te cu viața noastră. Ajută-ne să fim oameni modești, echilibrați. Să strălucim în demnitate, nu în mândrie, în milă și în bunătate, nu în aroganță. Ai milă de noi și de ai noștri. Și pentru această nemeritată milă și pentru acest minunat har ne întoarcem ca să-ți mulțumim. Și toată slava și cinstea și gloria să fie și să-ți aparțină ție, Domnului Iisus și Duhului Sfânt. Amin. Stimați prieteni, apreciez răbdarea, mulțumesc pentru prezență, pentru disponibilitate, vă binecuvintez și sper data viitoare să ne revedem. Dumnezeu să vă aibă în pază, la revedere!